Bună ziua, bine ați venit la Campion în Sănătate. Povestim astăzi împreună cu doamna Ada Epistatu, medic primar, doctor în estetică dentară și competență în implantologie, fondator al Ada Dental Center, despre povestea dânsei de viață și despre ce se ascunde în spatele acestei clinici. Dânsa este acolo extrem de implicată. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Bună ziua! La rândul meu lucrez într-un spital și am cunoscut foarte mulți medici și de-a lungul vieții mele și aș vrea să vă întreb ce anume are nevoie un medic pentru a-l face pe pacient să fie acolo implicat în tratamentul pe care îl face, indiferent că e vorba de partea stomatologică sau de somatic, de rest, da? Și dacă se poate face un act medical în care să nu existe empatie, să nu existe compleanță, să nu existe încredere în medicul pe care ți l-ai ales. Orice se poate. Deci, dacă nu există empatie, da, poți să-ți faci meseria de medic, dar cred că nu este suficient. Contează foarte mult relația medic-pacient, să rezonezi. În general, pacienții cu care lucrez sau rămân să lucrez și să terminăm un tratament, pentru că în stomatologie un tratament nu înseamnă o singură ședință, poate să dureze și sunt tratamente de un an, an și jumătate în care tu periodic interacționezi cu pacientul, devii prieten cu el până la urmă. Prieten și devii prieten pe viață pentru că ceea ce faci tu trebuie controlat, verificat, întreținut. Așa că un stomatolog devine și psiholog și prieten și parte din familie, cred. Cu pacientul, da. Și atunci, personal, nu refuz să colaborez sau să tratez pacienții care nu își doresc această legătură. Mulți pacienți consideră sau mi-au spus: doamna doctor, faceți-vă datoria și ce mă întrebați atât? N-am să uit chestia asta, ce mă tot întrebați cum mă simt? Faceți-vă datoria. Ei, da, noi ne facem datoria, dar dacă nu există acea legătură, nu că tratamentul nu este corect, dar nu știu, se întâmplă lucruri, parcă îi lipsește ceva. Și da, consider că asta îi trebuie unui medic. Îmi spunea o asistentă odată dintr-un spital, am rugat-o să mă trimită la cineva cu o anumită problemă și mi-a plăcut caracterizarea ei, dar nu e doar medic, este și om. Asta consider eu, că trebuie să fii om și să creezi o legătură, să ai o legătură, să empatizezi cu pacientul, ca totul să meargă în cazul unui chirurg, unor urgențe. Acolo este cu totul și cu totul altceva. Te detașezi oarecum ca să rezolvi o problemă. Dar acolo unde ai nevoie de tratament, ca și la tine, la psihologie, da, tu devii prieten. Nu cred că poți să colaborezi cu orice. Dacă nu e implicare maximă, absolut. Da. Asta consider și eu, că asta este și cheia succesului unui tratament și a unui medic, să aibă o legătură dincolo de cea medicală strictă. Și până la urmă nu depinde doar de tine ca medic, ci depinde și de pacient. Dacă implicarea nu e de ambele părți, atunci sigur că rezultatele nu sunt pe măsură. Categoric. În tratamentele stomatologice, în afară de implanturi, da, care presupun o ședință, tu ai nevoie de un timp și un ansamblu de lucruri să le faci ca tu să atingi rezultatul pe care ți-l dorești. Și asta fără implicarea pacientului, mie îmi place să spun, practic tratamentul nostru stomatologic, o restaurare de gură totală, că pacientul este cel care își conduce tratamentul. El este, îl implicăm atât de mult încât își cunoaște planul, problema, o conștientizează și merge cu inima deschisă pentru toate celelalte tratamente etape care trebuiesc făcute să ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim. Cum a început această aventură Ada Dental Clinic în viața dumneavoastră? A început un pic forțat această aventură.
facultatea sau meseria mea, am ales oarecum ca o provocare, pentru că era pe vremea ceaușistă și medicina era așa greu de atins. Și dacă mă întreb, și când eram mică și mă întreba cineva ce vrei să te faci medic, dar după aceea am prins perioada post-revoluție, unde lucrurile s-au schimbat vertiginos, aș putea spune, și a trebuit să aleg între a mă duce și a lucra într-o clinică sau a-mi face propria clinică, numai că aveam vise și ca să mi le realizez a trebuit să aleg în a crea clinica pe care o și am acum și o conduc. Nu era mai ușor să lucrați pentru altcineva într-o clinică sau să aveți doar un simplu cabinet, nu neapărat o clinică? Inițial am pornit cu un cabinet mai mic. Da, acum ți-aș putea spune, da, era mult mai ușor. Dar, vezi, erau destul de incerte vremurile acelea. Lucrurile se dezvoltau și cum se întâmplă? Unii încercau să le țină pe loc pentru că nu erau deschiși sau erau genul meu extrem de revoluționar, așa, unde am vrut tot ce exista până atunci afară în stomatologie și nu se practica în România să implementez și să dezvolt ulterior. Ar fi fost foarte greu să faci lucrul ăsta fiind un simplu angajat. Cum lucrurile s-au schimbat? Pentru că s-au dezvoltat foarte mult toate teoriile, au intrat în țară toate tehnicile și cei care, colaboratorii mei, își doresc să vină spre mine pentru că le ofer ceea ce și-ar dori orice medic de bun simț în țara asta. Lucrați deja de 20 de ani în permanență. De 25. De 25. Ați putea să-mi spuneți dacă au fost momente grele sau au fost momente de bucurie sau de fericire în ăștia 25 de ani? Legat tot de... timpul au fost momentele grele și momentele de bucurie. Adică ele nu... Acum a fost greu, acum a fost ușor. Oamenii au tendința asta de a spune, aoleu, ce greu e, până iese, nu merge, uite. Tata, asta... așa stau lucrurile. Eu zic în țara românească, da. Poate că așa stau lucrurile peste tot. Să dezvolți ceva este greu. Mai ales atunci când ești pregătit pentru partea asta de business, pentru acum o clinică, nu înseamnă numai să fii medic, trebuie să ai să fii manager. Componenta asta. Nu, n-aș putea spune că mă amuză foarte tare să o fac și de aceea am dezvoltat clinica atât de mult încât să aduc oameni specializați pe parte de management și orice ține de orice altceva în afară de partea medicală. Eu mă ocup de partea medicală, dar avem echipă de management, de promovare, de ce, tot ce trebuie ca tot să ce iasă trebuie. Da. Perfect. Există perfecțiune în tantură sau e doar așa un mit? Există. Categoric, dar acum perfecțiune depinde ce înțelegi. Foarte mulți înțeleg o dantură albă de care se plâng după 2-3 ani. Perfecțiunea trebuie să o privești ca un întreg, pentru puțin știu dantura la ce poate să-ți folosească. Spui, bă, mănânci cu ea, nu mori din cauza ei, da? Dar nu este așa. Faptul că cea mai mare importanță a ei este că ține până la urmă sănătatea întregului organism. Adică e mai important să ai o dantură sănătoasă decât una perfectă. Să ai o dantură sănătoasă. Perfectă, iarăși, depinde de fiecare. În momentul în care ai o dantură sănătoasă, este și frumoasă. Perfecțiune. Perfecțiunea este ca să îmbin cele două lucruri, astfel încât să... pacientul sau tot ce ai făcut tu să dureze extrem de mult, să fii foarte mulțumit și încântat de frumusețea ei. Lumea se uită la frumusețe și uită că în spatele frumuseții trebuie să fie
funcțională, sănătosul. Pentru că dacă ne uităm acum în jurul nostru, o să vedeți că sunt foarte multe persoane, așa cum se duc la estetician, cu siguranță vin și la dumneavoastră să vă spună, faceți-mi o dantură, cum are vedeta X sau vedeta Y, fără să se gândească, de fapt, dincolo de asta, apropo de ce spuneați, cât de sănătos și de funcțional e pentru tine ca individ să ai o dantură exact ca vedeta respectivă. Și poate că de multe ori, pentru vedetă, asta este doar imaginea, nu? Și nu neapărat și funcționalitatea sau. Pentru toată lumea este imagine. Contează foarte mult acum implicarea mea și cât de mult trec eu peste lucrurile astea sau nu, sau colegii mei, echipa mea. Noi am decis să fie funcțional și sănătos și frumos totodată. Mulți nu înțeleg și uite aici apare empatia sau legătura aceea care se stabilește între medic și Și cum îi practic. aduceți pe calea bună, să spunem Pe așa? calea bună îi aducem, uite, prin Digital Smile Design, noi suntem unici certificați din România de Digital Smile Design din Madrid. Și avem, practic, este un program unde se planifică odată dantura să fie și frumoasă, dar și sănătoasă, adică sunt luate în calcul foarte multe Particularități, până la urmă, particularități, da, ale a fiecărui individului. individ sunt luate în calcul, se pune, se face o planificare, iar noi putem cu acea dantură perfectă, ideală, pe care o scoatem în digital, să simulăm, adică Este direct. exact cum este acum cu inteligența artificială, adică scoateți ce e mai frumos. Dar nu este vorba aici de inteligență Nu, 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 artificială, ca din și imagine, păcate, da. da, din păcate, trebuie să spun că tot inteligența specialiștilor contează Cu foarte siguranță. mult, adică programul te ajută să faci lucrurile astea, Dar omul dar face până la omul urmă. este cel care gândește. Facem această simulare, pacientul se vede și el nu vede neapărat funcțional. El rămâne cu liniștea că va fi foarte frumos, pentru că asta își dorește până la urmă, oricine, să fie frumos. Frica lor de a face o schimbare sau a face un tratament de o asemenea învergură este de, mă, dar cum o să arăt eu la final, da? Că arăt ca ăla, ca ăla, că ei vin și spun, vreau ca ăla, nu vreau ca ăla, știi? Și în momentul în care el se liniștește din punctul ăsta de vedere, începem noi să explicăm cum putem să ajungem acolo și că toate specialitățile poate să intre, fiecare specialitate ce va face, ca rezultatul ăla nu mai să fie doar frumos, să fie și funcțional și sănătos și de lungă durată, pentru că sunt niște investiții de timp, de bani și merită să se scoată în timp. Ținând cont de acest lucru de Digital Smile Design și de modul în care ați ajuns până la urmă, nu? Sunt niște inovații și tehnici care vin din afară. Cum vi s-au părut comunicarea dumneavoastră cu medicii de la Madrid și care a fost interacțiunea și faptul că ați reușit să aduceți iată, o inovație atât de spectaculoasă la noi în țară? A fost greu și ușor în același timp, apropo de greu și ușor. Greu pentru că a trebuit să ne însușim toate datele, nu numai aplicației, a practicii în sine a Digital Smile Design. A însemnat plecări afară, cursuri, plecări la Madrid, plecări la São Paulo. A însemnat într-un final ca eu să îndeplinesc niște condiții ca ei să mă certifice. Sunt 220 de clinici în toată lumea asta certificate, adică nu sunt atât de multe. Și în momentul în care toată dotarea mea, toți specialiștii mei existau în clinică, au trimis echipă, da, de pregătirea întregii clinici legate de Digital Smile Design. Deci iată că până la urmă e nevoie de extrem de multă muncă. Lumea Foarte nu multă trebuie să muncă. înțeleagă că, sigur, există o aplicație pe calculator, nu, vii la stomatolog și el îți face acolo fotografie și gata, totul se întâmplă. Nu e chiar așa. Din păcate, acest Digital Smile Design, având așa un nume
Futurist. mare, dar într-adevăr aici foarte multă lume profită și aș putea spune foarte mulți medici de a se folosi că ei fac Digital Smile Design. Digital Smile Design nu este doar un program în care ți-arăt eu ca pe o fotografie cum ești tu cu niște dințeali. Digital Smile Design în spatele lui este practică întreagă uzină, un întreg schelet, da, în care să construim ceea ce trebuie făcut corect. Nu are niciun fel de legătură cu digital. Mai mulți spun că lucrează în digital. Să lucrezi în digital nu este ușor și nu înseamnă să ai un foarte bun IT-ist care să se lucreze într-un program. Din păcate, în stomatologie și în digital smile design trebuie să ai un specialist foarte multă experiență clinică în spate, care să poată să controleze lucrurile să iasă bine. E foarte ușor să suprapui niște dinți și să-i dai ăluia niște forme. Corect. Contează foarte mult cum se îmbină acei dinți atunci când îi pui în gura pacientului, toată armonia pe care o fac ei cu întregul gurii și asta este cel mai greu. Consider că Digital Smile Design fără specialiști cu experiență în spate, nu poate exista. Că toți suntem aici ca la o ședință de terapie, să spun așa, aș vrea să vă întreb ce face omul adaepistatul când iese de la clinică. Cum se relaxează? Cum se relaxează? Dacă o face sau se răsfață? Din când în când ne mai răsfățăm, în general omul adaepistatul trebuie să învețe să se relaxeze și asta este una din lipsurile mele, dar muncesc la lucrul ăsta. Uite, am fost într-o vacanță de 3 săptămâni. Păi n-am fost niciodată, sau dacă am fost într-o vacanță, am fost tot timpul corelat cu un curs, un congres, un summit. Deci este prima mea vacanță în Adică care n-am v-ați făcut dat nimic, voie să vă relaxați. să mă relaxez, în care am încercat să nu mă gândesc. Omul adaepistatul rămâne managerul clinicii și Și după când e ce în iese, vacanță, da, dar acum, pentru că avem și director medical și m-am zis, am o echipă extraordinară implicată în tot procesul ăsta, este o echipă foarte bine închegată. E foarte important ca să reușești să ai un rezultat perfect, să ai echipa în spate de profesioniști implicați în programul tău. Ca așa fiecare are o idee, face ce vrea. Aici nu e, avem idei, dar lucrăm ideile împreună. Fiecare specialist din clinică are încredere în celălalt. Eu, la final, când vin să fac dată sau cum fac sete coroane, eu mă bazez în spate pe ce a făcut chirurgul. Eu promit pacientului că îl ține toată viața sau ține 20 de ani. Eu, în momentul în care fac promisiunea asta, nefăcând eu totul, pentru că nu mai ai în ziua de azi în specialitățile care sunt să faci totul și să faci bine, eu am încredere în chirurgul meu, în parodontologul meu, în endodontul meu, în ortodontul meu, spun meu, în echipă, sunt atât de dragi încât sunt ai mei. Este ca o familie până la urmă, Este nu? ca o familie Și și ei au încrederea venit și tot aici ce e acolo, nu? pentru că se întâmplă lucruri care nu se întâmplă în orice clinică. Lipsa mea de modestie e justificată. Și că tot vorbim de o familie, înțeleg, mi-ați spus că aveți și o fică care a terminat stomatologie, care vă urmează, Care practic, mă urmează, drumul. sper să mă urmeze, toată lumea așteaptă și eu în mod special să mă urmeze și ea este implicată, e pasionată. Acum vom vedea, de-abia a terminat facultatea, să vedem spre ce specialitate vrea să meargă, dar ca idee și concept al clinicii e mândră și își dorește să-l ducă mai departe. Ați avut și un sprijin din familie sau v-ați descurcat așa de una singură? Sprijinul de familie a fost atunci când era pe vremea lui Ceaușescu, când nu am intrat din prima la facultate, a fost acela cu care nu m-au angajat și nu m-au dus cum mă amenințau că sunt cum lucrez la cooperativă și m-au lăsat să învăț și să mai dau o dată. Dar
sprijinul moral, Suportul ăsta suportul, părinții afectiv, mei până m-au la urmă. ajutat cât au putut ei, adică nu am niște părinți miliardari, milionari, și Cred că arată nici că nu se putut. punea problema pe vremea aia de părinții miliardari sau milionari. Da, exact, și m-au ajutat, adică cât au avut, ei ne-au ajutat pe amândoi. Asta a fost un mare lucru, pentru că am avut cu ce să pornesc. Adică am avut un apartament mic. Îți dai seama, toate lucrurile astea au contat. Dacă ar fi să schimbați ceva în momentul ăsta în viața dumneavoastră, ar fi ceva ce ați putea schimba? Măi, eu aș vrea să schimb lucruri, dar nu vreau să... sistemul, societatea în care trăim, mi-ar plăcea ca lucrurile să fie mult mai ușor de făcut, mi-ar plăcea ca oamenii să nu aibă griji majore, să aibă un minim de cu care să existe și să poată să trăiască liniștiți, Să poată să aibă grijă de dantura lor, că vedem să în jurul poată lua nostru seama oameni la ce care. situație este acum lumea. Foarte multă, fără posibilități, și atunci își împart, da, Iar partea pentru asta de ce e mai important. îngrijire, mai ales în partea stomatologică, este, cred că, lăsată pe ultimul plan Este de multe lăsată ori. pe ultimul loc, pentru că lumea se gândește, mai de la asta nu moare nimeni. Da. Și eu înțeleg și îmi pare foarte rău să văd oameni, nu numai sunt oameni profesori sau Intelectuali. intelectuali, oameni care muncesc, vorbim de cei care muncesc și care au niște salarii mizere până la urmă și nu pot să-și întrețină dinții, dantura. Din păcate, asta se vede. Se Și vede, da. sunt oameni care nu zâmbesc pentru că le este rușine. Da. Și asta doare foarte mult. Fac pentru copiilor toate eforturile ca să nu sufere așa cum au suferit ei. Și toate astea pe mine mă impresionează foarte mult. Și până la urmă, impactul unui zâmbet, da? Impactul unei danturi care să te pună în evidență, să te, sau pur și simplu să-ți fie că atunci când mănânci e importantă dantura, nu doar când zâmbești. Dar toate astea, până la urmă, au niște efecte asupra ta, ca persoană, asupra psihicului tău, Psihicului, da. asupra fizicului tău. Deci, practic, tot corpul tău are de suferit. Tu în sine ai de suferit datorită faptului că nu Alimentez reușești cum să te, trebuie. da, sau nu faci anumite lucruri care ar putea să-ți fie de folos. Sunt oameni cărora le e rușine să mănânce la masă cu alții pentru că nu mai au dinți și mănâncă. Deci, vedem foarte multe lucruri. Și Noi foarte multe încercăm să situații. ajutăm, într-un fel sau altul, chiar dacă vorbim de privat, avem situații, facem și noi ce putem. Dar nimeni nu te ajută, nici pe tine cel care faci Care ceva. faci ceva? Și atunci suntem foarte limitați la lucrul ăsta. Deci dacă ar fi să fac altceva, da, poate dacă mai aș fi născut în altă parte, deși sunt și alte țări unde sunt mult mai rău decât Mai noi. rău. Știți ce e un pic absurd așa, pentru că stomatologia în România este foarte dezvoltată. Pentru că afară, mergând foarte mulți ani pe casă de asigurări, lumea nu este obișnuită să-și facă dantura decât doar pe casă. La noi, unde pe casa de asigurări e foarte puțin, nici nu ai Sau mare lucru deloc. ce să faci, atunci, da, faptul că oamenii își permit unii dintre ei să facă terapii de ultimă generație, ultimă oră, ne permit și nouă să ne dezvoltăm în sensul ăsta. Acolo unde lumea nu vrea decât să peticească și să facă minimum, n-ai de ce să faci investiție, pentru că n-ai de unde să-ți Nu de aduci tratamentele respective. Deci trăim o chestiune ambiguă puțin. ambiguă oarecum, pentru că noi suntem în România, se fac și am ajuns să facem lucruri pe care alții și le-ar dori foarte mult și afară. Dar lucrurile merg cum merg, nu Greu. merg înspre bine, merg înspre rău. Deși știu că sunt oameni care vin din afară și își fac dantura în România, adică practic costurile la noi sunt totuși mai mici decât sunt în exterior, nu? Eu asta cu costurile mai mici și costurile mai mari, Așa spun. trebuie să recunosc că, da, sunt oameni ca clinici sau medici care
cer poate foarte mult, dar nu trebuie să judecăm. Acel om îți oferă foarte mult. Are clinică mare, frumoasă, pusă în mijlocul Bucureștiului. Are două asistente în cabinet, are două recepționiste. Adică noi nu calculăm decât strict Da, pe. da. Și lumea nu înțelege cu asistentă în cabinet este foarte importantă, o recepție este foarte importantă. Că tot complexul, practic, este Este foarte important important. într-un. Și sunt oameni, sunt clinici sau medici care fac dumping-uri pe piață. Și aici este marea mea problemă. Capes. Afară nu ai voie să faci dumping, pentru că tu trebuie să justifici în dumping-ul ăla calitatea care o faci tu. Afară, pe dumping, li se ia dreptul de liberă practică. De ce? Pentru că țin cu pacientul. Pacientul, în momentul în care vede că e 100 de lei un lucru și 1000 de lei un lucru, zice, păi, e același lucru. Nimeni din sistem nu-i protejează. Bă, același lucru la 100 de lei, ce faci Nu tu? este. Adică, până la urmă, toate lucrurile astea și oamenii nu au cum să știe, se vor răsfrânge și se răsfrâng tot Tot asupra asupra lor. pacienților care mai departe se duc și se duc în altă parte, la o altă ofertă, 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 ofertă și ajung să cheltuie bani Mai de mulți de nimic. Da, decât de dacă ar nimic. veni direct la. Da. Nu putem să judecăm pacientul aici și nu pot să judec nici medicii care își fac prețul cum consideră ei. Dar pot să judec că nu există niciun sistem care să controleze lucrurile astea. Mă, la 100 de lei tu-i faci ăsta, e ok să faci 100 de lei sau pui material din altă parte sau aici ar trebui lucrat tot de protecția consumatorului până la urmă. De cineva, de un organ oficial care ar Sunt putea să. organe care ar putea să facă asta. Sunt multe Asta lucruri de eu, schimbat. știți de ce? Pentru că vin la mine în clinică oameni disperați care au făcut eforturi, poate, pentru anumite lucrări și care îmi spun că ei au dat atâția bani și Rezultatul nu e ce pot la. să fac eu? Ce pot să fac eu? Nu pot să fac nimic, nici eu, pentru că totul este privat. Adică nici eu nu pot să fac pe gratis ceva. Și n-ai cum în stomatologie să faci pe gratis. Dar este păcat. Dacă s-ar opri oarecum lucrurile astea, până la urmă, știți cum e? Tot omul sărac are de suferit. Da. Deci, până la urmă, tot asupra ta sunt repercursiunile. Dacă nu ești atent, unde te duci și în ce Da, direcție e, acum întreabă-mă cum să fie atenți. De te unde să duci? De unde se știe ei? știe? Un pic să ne pregătim ce înseamnă fiecare lucru, să dăm atenție, pentru că scoți bani din buzunar oriunde te duci. În al doilea rând, să te uiți, păi, și la specialitatea la care te duci, să te duci la specialiști, fiecare specialist să-și facă treaba, nu să facem tot unul singur, să facem de toate, pentru că nu se mai poate în ziua de azi, să te uiți ce fac acei specialiști, ce, cum să zic, în spate ce experiență au. Cred că ar putea să-și dea și până la urmă și cum rezonezi. De ce nu? Se face prevenție în România pentru îngrijire, sau prevenție, sau nici nu știu cum să o numesc, Prevenție, foarte bine pentru spus. îngrijirea dinților, că până la urmă de acolo pleacă, de la educația pe care o avem, de la a ne spăla pe dinți dimineața și seara, nu? Ei, zice că toată lumea face prevenție, dar eu nu văd să se facă prevenție în România. Noi chiar am inaugurat un program, eu zic cel mai complex program de prevenție din România, legată de chestiunea aceasta. Dar nu am văzut așa o deschidere foarte mare. Eu nu înțeleg când costurile sunt atât de mari la stomatolog. Că sunt mari, după buzunarul fiecăruia, dar ele Ele costă. sunt. De ce nu ai vrea să nu ajungi Să acolo? previi. Eu asta nu înțeleg. Eu în clinica mea fac prevenție, adică în momentul în care au intrat mama, intră copilul, intră familia, încercăm și vorbim foarte mult să le deschidem mintea și interesul pentru prevenție. Diferențele de preț sunt enorme, adică Enorm. să faci tratament de prevenție, să faci tratament, să înlocuiești dinți.
avem un sistem în care ne controlăm pacienții, îi anunțăm, da, facem prevenție. Dar Că la până la urmă nivel și general, consecvența e importantă aici. cel mai important, de la nivel general, nu pare să fie prevenție. Știi că mă la un dat mă și deranja, m-au invitat, m-au tot invitat la tot felul de televiziuni și îmi spuneau, mă, trebuie să vorbesc de spălatul pe dinți. Zic, nu mai pot, nu vreau să mai vorbesc de spălatul pe dinți. Și asta spuneau și ei că, totuși, cantitatea, vânzările de pastă de dinți sunt încă foarte mici de periuțe de dinți. Adică este încă un subiect pe care trebuie să se insiste. Că da, dacă de 30 de ani, nici nu mai știu de când, de 25, 27 de ani, nu s-a Nu produs s-a nimic. produs nicio schimbare. Eu cred că la nivel de fiecare clinică, medic, Și trebuie familie, cred implicare, că de da. acolo pleacă. Deci eu am program de pregătire a mamei pentru ca copilașul, bebelușul să fie sănătos cu dantura. Totul se pleacă dinainte de a rămâne însărcinată. Ai văzut, toată lumea se plânge că mi-au distrus sarcina, mi-au distrus dinții, alăptatul mi-a distrus Da. dinții. Nu există așa ceva decât dacă aveai dinții pe cale de distrugere. El n-a făcut sarcina, alăptatul n-a făcut decât să accentueze. Dar dacă tu îți pui gura în ordine, ți-o igienizezi, îți tratezi toate cariile și menții o curățenie obișnuită, Obișnuită. tu nu ți se vor strica dinții niciodată din cauza sarcinii sau din cauza alăptatului. Asta e foarte important. Ce să ia mama pentru ca viitorul copil să fie sănătos? Trebuie să știe fazele de sarcină, când se formează mugurii dentari la copil, să nu ia tratamente cu antibiotice atunci sau, da? Adică sunt foarte multe lucruri de luat în calcul, unde dacă ai venit la o ședință de profilaxie sau ai fi interesat, deși Nu noi le-ai fi am interesat. dat-o pe piață, cu cel mai mare drag avem asistenți pregătiți tocmai să te ghideze. Doamna nu avea probleme nici pe perioada sarcinii, nici copilul tău mai departe. Sau pentru adolescenți, pentru copii de 6-7 ani, când îi duci, de ce îi duci la stomatolog? Toată lumea, da, scrie pe internet la 7 luni îi duci. Duci la 7 luni, de... trebuie să te uiți. Dacă tu știi ce să cauți, vezi dacă îl duci sau totul e Cum? normal, sau dai un telefon. Mi se pare că faci o poză. Noi îți răspundem, adică nu trebuie să te car cu copilul, să-i strici tot programul, că e greu. Dar, ce să zic, nu știu, noi prevenție facem și bănuiesc că și alții fac prevenție, dar nu mi se pare că lumea este Face foarte lucru. deschisă, realizează cât de mult bine le-ar fi pentru asta. Acum o să vă relaxez un pic. Și o să încercăm să facem așa ca un joc și o să vă întreb pantofi elegant sau pantofi sport? Elegant. Ceai sau cafea? Nici una, nici alta, deși beau doar cafea. Munte sau mare? Oare? Parfum dulce sau fresh? Nu e nici unul, nici altul. Prefer parfumurile puternice, nici foarte dulci, nici freșe. Film la cinema sau la calculator sau la televizor? Recunosc la televizor. La televizor mai comod, nu? Da. Și un weekend care să fie activ sau unul relaxant? Există și cuvântul mazace? E, Da. da. Adică dincolo de relaxare. Da, relaxant. Ne bucurăm foarte mult că ați venit și că ne-ați împărtășit atâtea lucruri interesante despre dinți până la urmă și că e important să fii atent la zâmbetul tău, la imaginea pe care o creează zâmbetul tău, la dinții tăi pentru sănătatea întregului tău corp și în felul acesta să fii sănătos pe de-a întregul. Mulțumim încă o dată pentru vizită. Mulțumesc și eu. Mulțumim și vouă și nu uitați să ne dați un like pentru acest podcast pe care îl puteți vedea pe canalul de YouTube.